Da, ne-am reîntors, mai avem de povestit, pentru că nu numai la Suceava s-a întâmplat să batem noi și ne-am bătut pe Șoimi, pâncuta pe care să le tragem înainte de meciul cu, cu ăștia, cu Steaua, ca să fie, înțelegi, parcursul, ca să fie așa, așa. Să le tragem ca să nu mai vină nimeni să povestească decât de Suceava, da? Că suntem noi peste tot acasă. O epigramă interesantă pe care am să-mi permit așa să vă, să vă povestesc până trece puntea. Cum? Nu cred. Și aici face referire la politicieni. Nu cred. S-a decis niciun penal nu pătrunde pe vreo listă. Să fim serioși. Însă după vot există loc de a deveni normal. Adică penal. Adică normal. Știi pe vremuri cu dacă știți pentru ce era folosită lista asta pe vremuri? Tocmai pentru ca cei care ar fi putut să aibă o problemă decât de penal, de infractor și așa mai departe, să se pitească la sau după după votul colegilor decât în Parlament, pentru că ajunge acolo, ai un soi de imunitate, pentru că tu ești mai imun decât imunii și mai cetățean decât cetățeanul și te pitești acolo și toată treaba e în regulă. Păi îl aveam acolo, când mă duc aminte, de Guzganian. Bă, frate, cu ghilimele de rigoare, evident, pe care ni le asumăm că așa circulă pe, tot, pe mediile astea de informare. Vosganian, ca să ne corectăm așa, Vosganian, vă aduce aminte, te aduce aminte cum plângea? Bă, în Parlament, n-am luat că plângea, fratele meu. Deci plângea de cât de n-ai văzut. Mai sensibil, om. Și cu sensibilitatea asta acum, o să vin în fața cetățeanului și o să-i spună, băi, cetățenii mei dragi, bă, mai lăsați-mă în Parlament, bă, nu-mi luați imunitatea, că ăștia vor să mă bage la pușcărie și nu pot să mă spăl, că eu am o problemă când scapă săpunul foarte des din mână. Înțelegi? N-am cum să... N-am cum, adică trebuie să fac ăștia un contract să-mi aducă să pun la fiecare spălat pentru că nu-l mai ridic de jos. Veci! Păreau! Mai ridic. Și merge cum? O să meargă în campanie plângând, bănuiesc, nu? Cam așa, sau cum îl vezi tu? Adică dau ca idee așa un picuț. Bine, nu va merge... Nu neapărat el. Nu generic va merge vorbind. Nicio campanie, da? Listele le oferă această protecție tuturor celor care doresc, așa cum spuneați dumneavoastră, să se pitească, da? Campania au dus-o la nivelul partidelor și, repet, din punctul meu de vedere, în public sau într-o expunere de acest tip, nu vor apărea decât, nu vor fi decât candidații care sunt în zona de barieră, da? În zona de lift, dacă doriți. Prin Parlamentul sau nu prind. Acolo va fi ceva vânzoleală. În rest, cred că majoritatea candidaților și a organizațiilor județene vor încerca să maximizeze mesajele venite de la nivel central și cam atât. Să fie mai e încă un lucru. Care? Deci, vreau să spun că lista PSD-ului am eu senzația în așa, așa și este o senzație care vine așa decât din trecutul nu foarte îndepărtat. Ele vor fi binecuvântate. În sensul că Dragnea o să vină și o să spună, băi, ăla, discuții, povești, alea, să fac o listă. O listă care să fie decât o listă, înțelegi? Lista aia, deci când o să vină, o să strângă frumușel, o să-i aducă pe toți candidații și o să fie așa. Deci, ceremonia asta de, hai să folosim așa o expresie care nu se potrivește, de intronizare. Da? O să fie doamna senator Jaba, se chema aia, sau că face așa ceva, aia care îl miruia pe Dan Șova, Dan Comanșova, dacă vă țineți aminte. Deci o să fie în primul rând, o să primească certificatul de bună purtare de la infractorul Dragnea. Adică pe principiu, Matali, ești pe listă. Și doamna, cum o cheamă, o să facă vrednic este și punk un mir pe inteligență, înțelegi? Pe frunte. Altul, vrednic este punk. Altul și o să aducă, evident, de la muntele sau de la Tărâmul Sfânt și așa mai departe, o să aducă ca să fie comanda deja a plecat, probabil, că să aibă acolo, că trebuie rezerve, bă, că îți dai seama cât candidat o să fie tot vrednic este, o să arunce sticluța, o să ia alta sau o să ia un mir de ăla mai mare, știi, de ceva, o să facă într-o sticlă mai mare ca să poată să fie. Ducând în derizoriu povestea asta, dar e una reală și bun. Sunt lucruri care s-au întâmplat în Parlamentul României vis-a-vis de miruirea și se întâmplă și nu degeaba facem noi, nu știu, spectacol, știi, un picuț, pentru că pot să se întâmple în continuare. Avem toate premisele care se întâmplă în continuare. Din nefericire, spun eu, dacă la locale, vorbeam noi la un moment dat de zodia pisicii, da?
era o anumită etapă electorală pe care noi am denumit-o perioada aflată în zodia pisicii, da? Toată lumea arăta pisica celuilalt, da? E bine, în materie de integritate a candidaților, partidele au dovedit, știu eu, o accesibilitate sau o larghețe cu mult mai mare decât ne-am putut-o închipui noi în perioada pisicii, da? Spuneam, și mai erau unii modești atunci sau unii care spuneam, am văzut pisica, mă retrag. Sau îmi schimb atitudinea în funcție de... De pisică. De pisică. E bine... Birmaneză, filipineză... Odată ce, știu eu, criteriile de integritate afișate, prezentate de partide, s-au demonstrat a fi doar o, știu eu, o simplă etapă de propagandă electorală, nimic în plus, deci nu a avut la niciun partid altfel aceste, știu eu, criterii de integritate, n-au avut absolut nicio valoare în momentul în care interesul, să spunem, partidului a fost acela de a promova o persoană, inclusiv cu probleme juridice. Lucrurile au ajuns în această situație, la modul eu sper să fie ultimul scrutin la care românii mai sunt obligați să aleagă dintre infractori. Pentru că aici apare și o problemă de legislație. Practic, lor nu le interzice nimeni. Dar nu, corect. E o treabă de moralitate, mai adică de unde legalitate. De asta spuneam, de integritate, de moralitate și atât. Că dacă ar fi o chestie legală, lucrurile, da, avem persoane care ar fi, și-ar fi dorit, ar fi fost capabile să, spunem, să intre în viața politică, inclusiv acum, chiar domnul Năstase, Adrian Năstase, este în situația în care să-și dorească să reintre în viața publică, dar are o condamnare care interzice în timp, are o perioadă de... Dar drepturile. Are drepturile interzise, sau limitate. Diminuate, sau diminuate, așa e expresia, da, și atunci ca pedapsă, ca și o... mai sunt tot felul de astfel de soluții date de instanță, unde lucrurile sunt clarificate de acolo. Pe când în alte cazuri, și cazul cel mai elocvent este, sau cel mai important este cel al domnului Dragnea, care a fost... El acum se află într-o perioadă de încercare. Da? Dumnealui este într-o perioadă în care își spășește o pedeapsă în legătură cu un scrutin electoral. Da. Deci fapta pe care a făcut-o dumnealui, pentru care a fost găsit vinovat și condamnat, are legătură cu un scrutin. Dar atât timp cât instanța nu a stabilit și o pedapsă de acest tip, care se interzică într-un fel sau altul, să desfășoare activități în legătură cu infracțiunea pe care a săvârșit-o, lucrurile apar în situația asta. Da, o persoană de bună credință, care se presupune a fi candidatul PSD-ului, trebuie să ajungă în fața domnului Dragnea, condamnat penal, repet, în perioadă de reeducare acum, da, lui este în perioadă de reeducare acum, trebuie să-și dea pe seamă ce a făcut rău și să regrete profund fapta. Da? Și să nu mai facă nimic altceva că nu se întâmplă. A făcut rău? A făcut bine? Așa spune, așa spune. Așa spune legea, dar ce lege? Nu, dar numai, și judecătorul a spus că ai făcut rău. Tu ai regretat fapta, nu recunoști și regreți fapta și ai primit o pedeapsă cu suspendare. Ești în perioada în care nu te reeduci acum, nu? Așa, ar trebui să, nu știu, are momentele în care își amintește ce a făcut și regretă profund fapta, da? El acum într-un fel de pocăință post-cenușă, el acum cam așa merge, adică merge la Cămrâza, nu la Cămrâza, frate, zi mai aproape mănăstirii de acolo lângă ei, merge la Curtea de Argeș, la Meșterul Manolana, la Pax, întoarce înapoi, mai merge iar, merge plasă la Gofte, la alea, adică el acum e într-un pelerinaj de asta situația spiritual, care nu mai are nicio legătură cu nimic, da? În care un candidat posibil, fără absolut nicio problemă de lege și așa mai departe, chiar cu bune intenții din PSD, ajunge în fața domnului Dragnea și trebuie să fie evaluat de domnul Dragnea. Dar știi cum se uită Dragnea Leș, nu? Așa o să zic, așa spune. Și păi n-a vrea un parlament condamnări ai? Nu. DNA-ul te-a luat în vizor? Nu. Băi, amenzi de circulație, ceva ai? Nu. Și atunci că... probleme cu legea, în sensul că ai societate și ai delapidare, furt, ai de... Nu. Băi, frate, ce-i cu tine? Tu în Parlament? Da, de la noi? Cam înțeles că de la pe cel mai bine. Criteriile nu sunt îndeplinite, măi, și îl ia, se întoarce după aia către șeful organizației de care îl trimite. Și îl spune, măi, zi-mi, cum îți permite, măi, să-l pui pe omul ăsta să ne reprezinte în Parlament, măi? Să ajungem, nu se poate, măi, adică terminați-l, măi, cu de astea, măi. De unde mă scoateți oamenii ăștia care nu fac două parale în fața electoratului, măi? Ați care șeful destule condamnări, așa că acoperă și...
Conică, vii fără nimic, vii cu curat, lacrimă. Da. Apelează în ultimă instanță la Cristian Anghel. Și în aceste condiții în care partidele au diminuat clar sau termenul de integritate a căpătat forme cu totul noi la conducerea unui partid extrem de important. Da? Este unul dintre cele două mari partide pe care le are România în aceste momente. Dacă liderul unui asemenea partid are asemenea probleme de integritate, ce să mai discutăm în teritoriu, da? Chiar și în momentul nostru de acest tip a fost, da? Ce pretenții să mai ai de la candidații din teritoriu, corect, în condițiile în care chiar președintele tău are o asemenea problemă. Apoi, trebuie să ne uităm la planul 2, da? Cine este următorul după? Da? Deja s-a poziționat pe a doua poziție în PSD, este domnul Ponta, care a fost primul la un moment dat, a plecat pe anumite probleme, are anumite probleme de legalitate, dar nu a fost condamnat definitiv. Nu, dar stă cumva bine, adică în sensul ăsta, adică privești niște condiții. Are suficiente dosare cât să privești cu suspiciune orice activitate a dumnealui în încercarea, presupunem, de a scăpa de acele dosare penale. Nu, integritatea în materie de Ponta de aici vine. Are atât de multe dosare penale încât orice acțiune a dumnealui politică sau administrativă o voi interpreta ca fiind una de natură să influențeze într-un fel sau altul deciziile din dosarele pe care le are. Vreau, nu vreau, la acest lucru mă gândesc în momentul în care discutăm despre o persoană care are foarte multe dosare în diverse etape. Iar cel puțin într-un caz, lucrurile continuă într-o zonă pe care eu pur și simplu nu pot să înțeleg. Mă refer la plagiat. Ai tot felul de decizii în final de plagiat. Lumea științifică în care, să spunem, te-ai mișcat la un moment dat. Te-ai întrubăgat așa cu sila? A dat o soluție, este considerată definitivă. Am înțeles acum că merge în instanță. Bun, în final este dreptul dumnealui să-și apere interesele, drepturile și așa mai departe. Dar deja ajungem în aceeași zonă în care spuneam, da? Orice acțiune pe care o face dumneavoastră, care poate fi de bună credință. Dar eu voi interpreta sau pot să o interpretez că scopul real este de fapt acela de a-i rezolva vreo problemă juridică pe care o are în acest moment domnul Ponta. Iar în rest, a vorbit de domnul Dragnea și de domnul Ponta, în rest, în jos, în partid, nu mai ai nimic vizibil. Nu mai vezi niciun personaj care să aibă capacitatea, da, de a, într-un fel sau altul, de a coagula rândurile partidului și de a duce mai departe activitatea politică pe care nu o are. Nu știi la ce mă gândesc? Mă gândeam acum prin prisma faptului că Dragnea are un dosar Părol. Care a încercat încă un dosar. Da. Sau care a început deja să se miște prin instanță, da? A încercat Dragnea să-l paseze, a încercat să facă tot ceea ce a plâns, a bătut cu pumnul în masă, a făcut de toate, așa, a făcut spectacol, circ, televiziune, a încercat să ca acel dosar să nu intre pe rol, în sensul că să nu intre neapărat în instanță, ci să fie dat din prima ca fiind, cum se spune, că vorbim de lapte, neconform. Știi? Numai că el a ajuns la instanță. A ajuns la instanță, instanța judecă dosarul, orice fel de pedeapsă ar primi acolo, se poate transforma deja în mititica. Acum întrebarea este, băi, bun, se mișcă dosarul, pac, tare, cine îl înlocuiește pe Dragnea la conducerea PSD-ului? Pe principiul ăsta o să spune, bă, treaba e rezolvată într-un fel, pentru că dacă nu merg dosarele chiar în același timp așa, dacă îl bagă pe Dragnea la mititica, îl pune pe Ponta până când îi vinde și lui rândul din mititica. După aia la cine ne întoarcem? Răspuns găsit aici, rezolvat. La veșnicul Iliescu, să nu uitați. El este permanent. Să nu uitați, el este sufletul lui Iliescu, este întotdeauna, dar este fizic, el este fizic, el este nemuritorul Iliescu. Eu m-am gândit și la Cristian Anghel, că ar trebui să facă o adopție. Eu cred că ar fi o soluție foarte bună. Sau doamna care ne-a luat nouă pârtea de la, cum o cheamă pe aia, cu nume de suc, Grapini, nu, că tot în mine cu grea de la altul. Da? Deci cam așa se mișcă, cam așa se derulează lucrurile și spui dintr-o dată ce ne facem. Dar uite că, vezi, e o chestie care se întâmplă nu numai la noi. Se întâmplă, din păcate, sunt peste tot. Din păcate, spun în primul rând de noi că sunt nume de astea care îți vai care, mă rog, te fac să te comporți la modul ăsta, întrebându-te, băi, în ce țară trăim? Noi știm, în Românistan. Dar în United States of America, cea mai mare democrație din lume, spunem noi, sau mă rog, mai toată lumea spune povestea asta, sau țara tuturor posibilităților, hai că aici avem similitudini.
Adică aici deja suntem. Că spui America, că spui România, oricum e țara tuturor posibilităților. Și într-un caz, și în celălalt. Și dacă dezvoltați subiectul, să vedeți. Numai că noi la capitolul să ne facem de râs și de rahat, suntem la toate posibilitățile decât în toate, da? Le nimerim. Ăilalți au început și ei să facă chestia asta. De ce spun? Să bate acum o bătaie pentru prezidențiale, pentru decât cine vine în locul lui Obama. E pe de o parte decât acel Donald Trump, multi-pluri extraordinarul decât de bogatul Trump și, bineînțeles, doamna Hillary Clinton. Era oarecum, să spunem așa, bătălie, toată lumea încerca, bacă e ăla, bacă ăla, bacă-i barabara, bacă merg, bacă fac nu știu ce, numai ușor, ușor Trump a început să rămână mai în spate și a apărut un material interesant despre Trump, că ce poate să-ți facă într-o democrație adevărată, ce poate să-ți facă un material din ăsta gen o chestie pe care ai spus-o și care merge în zona lui Băse cu țiganga, știi, cam așa da, ceva, da, da. Pe undeva pe acolo, pe undeva, nu chiar în aceeași zonă, dar pe undeva pe acolo, un Trump care în 2005, repet, după 11 ani, în 2005, avea tot felul de comentarii și afirmații vulgare despre femei și asta în pauza unei emisiuni la care el era invitat, aia îți dai seama, camerele mergeau, au înregistrat, au păstrat-o și ți-au tras-o la momentul potrivit, știi? Așa, ți-au tras-o la geale. Și bineînțeles, distanța deja între ei s-a mărit. Ce s-a întâmplat acolo într-o democrație? Ce s-a întâmplat? Că asta e de băgat în seamă, știi? Din partidul lui Trump, și vorbim aici de nume sonore, nu vorbim de trei lulele, trei surcele, da? Din partidul care îl propulsează și care îl susține și care și-l dorește pe Trump la la conducerea la United States of America, acum o paranteză făcând, bă, tată, băi, american, dar vă suspectez un picuț că sunteți cu așa, știi? Cu capul duș. Cum să-i dai, mă, lui Trump posibilitatea să joace cu butoanele roșii și cu butoanele cu nuclearele și așa mai departe? Ha? Zic eu, adică eu nu votez acolo, că niciodată în America, habar n-am, doar dacă mă teleportează pot să ajung. Dar zic, mă întreb așa, bă, cum să-i dai, bă, ăstuia, da? Mă rog. Condoleezza Rice, cea care era la un moment dat și-o, mă rog, foarte mult timp a fost secretar de stat sub președinția lui George W. cum spuneau așa, George Walker Bush, cel dintr-o familie de prezidențiabil. Condoleezza Rice s-a dezis dintr-o dată, bă, ești din același partid, înțelegi? Și ești un nume mare. Și spui, bă, tată, eu nu mai cu Trump. Adică ce zice ea? Destul Donald Trump nu ar trebui să fie președinte. Punct. Ar trebui să retragă. Asta spune Condoleezza Rice. Și nu se oprește acolo. John Cain, unul care era la un moment dat adus și bătălia, dacă nu mă înșel, cu Barack Obama pentru fotoliul prezidențial, Cain spune același lucru. Deci nici nu vreau să-l văd în fața ochilor. Adică toată lumea își retrage sprijinul și spune, băi, eu cu ăștia nu vreau. De ce nu vrea cu ăla? Pentru că ăla a avut la un moment dat o afirmație de genul. Bă, tată, femeile, bă, o chestie golănească bănuiesc eu cu Trump, știi? Că am așa deduc din ce e în articol, știi? O chestie golănească pe care ăsta a lansat-o într-o pauză publicitară. Și băieții au dat drum acum, știi? Nu că l-ar fi cu cap, l-ar fi sănătos, că nu-i sănătos, așa, adică cum să nu-i pregătit destul de bine din prisma sănătății să fie președintele Statelor Unite. Dar spuneam ca și che. Ei, uite, vezi, aici e diferența între noi și așa. Pă, la noi avem infractori dovediți, care conduc partide politice. Bă, și unul din cele mai mari, sau dacă nu, nu știu, știi, că acum se bat care e cel mai tare și cel mai mare. Care îl conduce. Bun. Ești infractor, stai acolo, ce fac ceilalți? Mulțumim din inima partidului. Deci, riscui, băi, asta-i, vezi diferența cu... Riscul e ca la un moment dat să fie o modă, da? Să fie, știu eu, o acțiune de mare... Da, să fie extrem de apreciat în rândul colegilor tăi dacă ai măcar un dosar, dacă ceva de genul acesta. Am văzut de altfel zilele trecute, am rămas extrem de uimit de comportamentul unui fost europarlamentar român, nici nu mai are rost să mai vorbesc despre cine este vorba, care spunea la un moment dat că într-o țară în care nu, tot mai multe persoane sunt condamnate pentru același tip de faptă, problema nu mai este a celor care sunt condamnați, este problema țării. Nu? Cumva ne-a făcut o țară de hoți și cumva problema nu e a hoților, e a celorlalți care nu acceptă că ei trebuie să desfășoare același tip de activitate în continuare. Din nefericire, acest tip de comportament influențează într-un fel sau altul și
activitatea electorală și comportamentul electoral, dacă doriți. Noi am discutat în, imediat după alegerile locale, diverse situații, ca cele de la Baia Mare. Vorbeam la un moment dat de Baia Mare și la fotbal, la Baia Mare, când primarul reținut chiar nu din... Cherecheș. 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 Cherecheș, da. Cherecheș, da. Cherecheș, da. Da. Da, era motivul pentru care stătea acolo ca Cherecheș, nu pentru... Da, da, da. Adică... Așa. Bună asta, bă. Pe lângă... Cum îl cheamă? Vâlcu? Cum îl cheamă pe ăla? Că nici nu de la, de la cimitirul. Da. Am ținut minte la cimitirul eroilor ăla. Cum îl cheamă pe ăla, bă, frate? Piloanea. Așa, Vâlcov, nu? Vâlcov. Da. Vâlcu, nu Vâlcov, cred că Vâlcu, cred că nu. Vâlcov. Da. Sau... Deci vezi dacă nu mai faci celebru din guvernul Ponta, da? Cel cu codul fiscal. În fine, spuneam, la un moment dat poți discuta și despre comportamentul electoral pe care îl are un anumit grup, în condițiile în care spuneam, da, chiar exemplu de la Baia Mare, primarul a fost reținut pentru fapte de corupție, fapte în legătură cu activitatea pe care o desfășurase, activitate presupusă ilegală pe care o desfășurase în, în primărie și a fost reales cu, da, cu un procent foarte mare. 70%, da? Cred că ceva de genul ăsta. Și de asta, eu sper ca anul acesta să fie pentru ultima dată când românii vor fi puși în situația de a alege dintre diversi factori și condamnați. Glumești? Așa, sper să fie, pentru că la un moment dat... Da, bine, o speranță putem avea, cu siguranță. Dar eu nu știu cum să spun. Eu am impresia că... Problema care este prea mulți factori în politică, sau nu se poate face politică fără să încalce legea. Că la un moment dat poate apărea și discuția asta, să știți că s-ar putea să o discutăm în spațiu public. Mm-hmm. Pentru că au fost tot mai mulți politicieni, cum și în mediul de afaceri se discută, că nu poți face afaceri fără să încalci legea, pentru că legea e de așa natură făcută încât la un moment dat, într-un fel sau altul, trebuie ești obligat să iei o decizie la limita legii măcar. Și în politică am auzit de multe ori discutându-se acest subiect. Da, și la un moment dat poate ar trebui să dezbat, să avem o discuție și pe această temă, dar tot la politicieni mă îndrept, pentru că tot ei fac legile. La urma urmei, ori autoritatea pe care o are Parlamentul este mult diminuată și sunt alte mecanisme care duc la textul de lege, ei sunt doar rotițele care aprobă sau nu ceva, aprobă de regulă, da? Dar alții sunt cei care redactează, scriu și așa mai departe și atunci este o mare problemă de autoritatea celor care activează acolo. Sau dacă nu, dacă asta reprezintă voința lor, atunci au o problemă de știu eu, de capacitate, de a înțelege și de a face ceva ok. Pentru că, da, la un moment dat putem discuta și așa. Sunt mulți politicieni care povestesc despre riscurile legale la care se expun în momentele în care fac niște lucruri pe care ei le-au considerat normale, le consideră normale, dar sunt prevăzute undeva într-un articol de lege. Numai cu traficul de influență, dacă vorbim lobby, diferența între lobby și trafic de influență. Abuzul în serviciu, la fel, cum este înțeles de unii și cum este privit sau cum este definit în codul penal. Dar am intrat deja într-o activitate nu normală. Deci dacă am discutat aceste lucruri care pot interesa sau interesează în mod clar societatea, pentru că tot ce ține de aceste lucruri influențează într-un fel sau altul viața de zi cu zi a oamenilor, deja am intrat într-o activitate normală a parlamentarilor. Ori mulți dintre ei ne arată sau încearcă să se prezinte în fața noastră ca având cu totul și cu totul alte preocupări, cu mult superioare, știu eu, capacității noastre de a înțelege. Și atunci ei trebuie lăsați în zona lor, deja undeva la o distanță mai mare de sol, deasupra, frumos și în funcție de capacități de vechime și de alte așa, sunt mai sus sau mai jos în relația cu noi. Dacă până la urmă relația cu noi contează, știi, și am impresia, eu am senzația că noi ne dorim, noi dacă nu avem pe cine plânge, dacă nu avem, mi-aduc aminte de urlete, de plânsete, de cum nu erau oamenii lăsați să candideze, de cum s-au legat oamenii ăștia de săraci, de bieții, vai de mama lor, de cum băbuța aia, vai de capul ei săraca, că n-avea ce puse pe masă, și cel care n-avea după ce bea apă, venea și spunea ceva de genul, băi, tată, băi, deci vă legați de oamenii ăia și ăia multimiliardari. Păi și-au făcut băieții ăștia, dacă vă uitați un pic
trecut și dați un pic cu timpul înapoi și nu foarte tare. Dacă dați un pic cu timpul înapoi, să vedeți că deja un mic parlament există prin penitenciare, mai peste tot, așa în România, dacă vorbim și de toate zonele, că vorbim de parlament, că vorbim de administrație locală, județeană și așa mai departe, mai din toate zonele sunt politicieni acolo și asta doar pentru că vorbim de cât de bani. Foarte ușor de făcut, bani care ți-au trecut pe lângă, pe în fața nasului și pe care ți-a fost greu, să adică știi cum e. E cu, ca și cum ai ști, merge, treci cu, nu știu, cu friptura aburind așa și mirosind grozav de tare, n-am să dau nume de oameni, am să făcut pe în fața unui cățel, da? Și ăla ce face? Stă, își, ce bă, se alevează, până la loc, da? Cam ceva de genul ăsta se întâmplă, știi? Ei, nu cred eu că se va întâmpla foarte repede, pentru că noi așteptăm o asanare a clasei politice și o asanare morală a clasei politice, o așteptăm de foarte, foarte mulți ani sau poate din totdeauna, cred că avem așteptări. Dar nu știu dacă suntem pregătiți pentru așa ceva. Eu cred că noi și dorim ca să avem băieții ăștia sa la modul ăsta să ne reprezintă. Vorbim de pregătire, lucrurile sunt extrem de serioase în România și probabil cea mai mare problemă de aici apare. În mod normal, cum am discutat și la PSD și la PNL, marele partide politice din România, la nivel de conducere centrală și la nivel de conducere chiar și locale, locurile sunt teoretic libere. Dar cei cu vulnerabilități, într-un fel sau altul, au fost măcar expuși, dacă doriți, o probă lui public, măcar atât, da? Că altă pedeapsă, Dragnea, nu-i mai poți da. Da? O probă public e singura. Nu, în condițiile date. Da, pentru fapta, acum, în prezent, s-ar putea pentru, să nu se știe. Nu, pentru alte fapte, aia e altă, e prezumția în nevinovăție, dar în clar, acum, mai mult decât o probă public, corect, nu poți să, știu eu, să ți-l arăți, da? Pentru că nu-i poți modifica comportamentul pe care deja l-are stabilit. Dar, la nivel teoretic, cel puțin locul de acolo este liber. Dar, în mod normal, dacă PSD-ul ar fi putut genera un lider puternic, curat, sau care nu avea aceleași vulnerabilități, acum ar fi fost momentul, nu, ca, știu eu, conducerea partidului să fie preluată de altcineva. Dar cine vine de jos? E aceeași poveste. E aceeași poveste. Da. Asta este problema marilor partide în momentul de față. Este problema oamenilor politici din România în acest adică moment. Vrei să-mi spui, tu, să-mi spui mie că de fapt, motivat de povestea asta cu America și cu Donald Trump, și am un mesaj interesant pe care o să-l spun, că spune un telespectator de-al nostru, spune că în România orice este posibil și că nu e neapărat țara tuturor posibilităților, așa cum am spus-o eu. E adevărat. Ori într-o fel, într altul, în România, că e posibil sau că țara tuturor posibilităților, se întâmplă, din păcate. Deci, tu nu vezi, spre exemplu, ca lucrurile să funcționeze la fel, spre exemplu, în PSD, la fel cum funcționează în America, acolo unde Condoleezza Rice sau John Cain, membrii marcanți ai partidului care îl susține pe Trump în alegeri, să spună nu. Adică, crezi că vreodată se va întâmpla ca într-un partid politic din România să sară cineva la gâtul președintelui, la gâtul celui care conduce? În realitate se întâmplă. Nu se întâmplă în spațiu public, dar spune la nivel. Uite, vezi, mi-aduc aminte de un da, moment. Dar se întâmplă. Sunt tot felul de fricțiuni politice interne. Și la Suceava, ce se întâmplă acum? Da? Să nu uităm pe domnul Donțu, care, nu... demisionatul sau nu? A primit un vot de blam, spun eu, din partea colegilor de partid, dar care continuă și care pune la îndoială decizii locale și așa mai departe. Deci, la nivel de intern, există tot felul de asemenea tensiuni. Că nu sunt expuse public, deocamdată nu sunt expuse public, probabil că nici nu se mizează sau nu s-ar obține un rezultat ca cel similar din America. Dar nu că n-ar face-o dacă ar ști că în felul ăsta are un avantaj politic, sigur ar face și unul și altul. Corect. Da? Dar probabil publicul sau receptorul acestui mesaj nu ar fi dispus să aibă o decizie ca asemănătoare celor din America. Și atunci lucrurile nu se mai justifică pentru ce să o fac acolo dacă nu folosește la nimic. Da? Dar spuneam, cea mai mare problemă a partidelor politice în momentul de față, pe care o văd eu, dincolo de problemele pe care le au ei cu problema personală a fiecăruia cu justiția, problema partidelor politice eu o văd în lipsa de cadre pregătite, da? Rezervele de cadre care întotdeauna ar fi trebuit să acopere orice gol lăsat de unul sau de altul, trebuie acoperit imediat un specialist de cel puțin la aceeași valoare, de același nivel. E bine, și majoritatea partidelor politice din România au în aceste momente o lipsă mare, mare de cadre pregătite, în primul rând. Din spate n-a mai venit nimic, vorbim de același
aceleași personaje, limitate ca număr, care s-au învârtit în ultimele 25 de ani la diverse partide, care nu au lăsat să crească pe lângă ei aproape nimic. Sau ce a venit, a venit la fel ca și ei. Este greu acum să spui că pleacă unul și vine unul la fel de bine pregătit sau la același nivel, cu aceeași capacitate ca și cel de acolo. Nu doar în zona politică apar asemenea probleme, dar aici se vede cel mai bine acum. Spun că mult nu vor putea continua în aceeași formulă, pentru că într-un fel sau altul presiunea care va veni nu obligatoriu din interiorul partidelor, din societate, din știu eu, presiunea care va veni din relația cu partenerii din toate felul, la un moment dat va trebui să lase loc celorlalți. Dar, dacă ne uităm bine, în această perioadă în România, care sunt singurele instituții sau cine mai are grijă de, știu eu, de rezerva de cadre? Deci, cu excepția, ne uităm la ce se întâmplă în învățământul românesc și o spun, cu excepția probabil a instituțiilor militarizate, a serviciilor, care fac o selecție riguroasă încă de la admitere, încă din liceile militare, încă de la facultăți, unde încă se mai pune în procent semnificativ accentul pe educație și pe un criteriu clar pe identificarea unor persoane care pot face sau pot răspunde unor diverse nevoi, cu excepția lor, eu nu văd și a firmelor, știu eu, private, care mai degrabă au legături cu multinaționalele care să mai fac o selecție de acest tip. În rest, puține partidele sub nicio formă. N-am văzut niciun criteriu de selecție sau măcar școli politice și așa mai departe prin care ei să-și identifice, știu eu, posibil lideri, membri de partid, să-și creeze acea rezervă de cadre extrem de necesară fiecărui organism, nu doar în politică. Și de asta spun, la un moment dat, să nu vă mirați că locurile rămase goale în diverse zone, inclusiv în zona politică, va fi locurile goale vor fi ocupate de persoane bine pregătite, dar care vin din cu totul alte zone și nu întotdeauna s-ar putea să răspundă comenzilor de tip politic. Pentru că asta se întâmplă de prea mulți ani, repet, singurele instituții care fac o selecție adevărată și o pregătire pe specialitate vin din anumite, din zone care nu sunt nici politice și nici civile. Și atunci asta e situația, când nu ai pe piață nimic pregătit care să vină să preia, nu poți să-ți permiți să lași astfel de domenii la întâmplare. Este o problemă a partidelor politice, este o problemă a întregii societăți, așa cum și noi în Breaslă avem probleme de acest fel și noi suntem nemulțumiți că tot ce ies de pe școala, din școala, din facultăți, nu răspund necesității practice, da? Dintr-o redacție și așa mai departe, cum se pune problema inclusiv la noi, să găsim soluții prin care practic să profesionalizăm, să-i profesionalizăm pe cei care, să oferim cursuri de profesionalizare a celor care doresc să intre în această zonă. Eu cel puțin nu am niciun fel de încredere în ce mă oferă facultățile de jurnalism din România, așa se întâmplă și în celelalte domenii. Da? Și atunci, în momentul în care e gol, e vid, nu ai, poate ajunge oricine. Și atunci ajungem într-o zonă am văzut vulnerabilă. Chiar, în politică, spre exemplu, am văzut foarte mulți care sunt curtați și nu vor să vină și unii care chiar își asumă acest lucru. Am văzut ministrul Sănătății, sper să nu greșesc, un tip care îl cheamă Vlad Voiculescu, care a refuzat foarte ferm oferta pe care au făcut-o cei de la PNL prin vocea doamnei Gorghiu și a spus nu candidez, nu-mi trebuie. Luăm publicitate însă, dragii mei, și ne întoarcem, mai povestim.